Salutare, mă băieți, și bine v-am găsit la un nou video. Știu că iubiți seria asta cu Diamond Undercover. A făcut enorm de multe vizualizări. Cred că în 3 videouri a depășit lejer 30.000 în total. Adică asta înseamnă că vă place enorm de mult să vă uitați la ea. Doar că nu am putut să postez episod după episod, pentru că deja lumea începea să prindă, deja lumea se aștepta să fiu eu. Așa că astăzi este ora 10 dimineața, joc pe același account pe care am jucat. Practic ați văzut video-ul ieri, dar în momentul ăsta când filmez clipul ăsta mai sunt 30 de minute până la premiera videoului cu Akali pe care voi l-ați văzut ieri. Așa că băiatul ăsta n-are de unde să știe contul. L-am căutat și la mine pe Discord după aia, am văzut că e și acolo pe Discord, deci mă știe. Perfect. Joacă Renekton top cu Dark Harvest. I-am spus că nu pot să vorbesc, că mă joc eu, a întrebat pe League of Legends România, aveți acolo link în descriere la Discord, a întrebat că dacă e cineva care joacă ranked sau normale, imediat cum am văzut, oportunitate de video, am zis că bă, e prea pus așa pe tavă. Mi-am schimbat repede contul, am intrat pe celălalt cont al meu fake, i-am schimbat bineînțeles și numele încă o dată și la ăla fake. Și l-am întrebat, i-am zis că joc eu ranked, ce divizie ești, e silver, iar eu sunt gold. I-am spus că doar o să-l aud, clipa asta nu vorbește nimic, suntem pe Discord, dar nu vorbește nimic, probabil că nu l-am întrebat. Și haideți să ne jucăm cu el. Nici nu știu dacă vreau să câștig jocul, o să vreau să joc cât pot eu de slab. Haideți să zicem, hai să zic, scuze, dacă o să joc pe Dakali. Mamă, ești de bun, stau pe lane și scriu, e asta să fie insane. Are o voce oarecum destul de matură. Da, nu, cred că e cine știe ce, în vârstă, adică 18 ani. Ok. Mai ești pe Discord? Cred că nu-l auzim. Da, spun. Oh, eu auzim. Nu contează, tot o să fie bine. Oh, fuck. O Renekton. Oh. Harvest. Puternic de dat. Pot să zic că... totul merge foarte bine. Numai așa se întâmplă să scape low fight. Bine, gen, acolo doar m-am sinucis. Trebuie să am grijă, am încercat de foarte multe ori să fac int. Am unii mai zis că, coaie, du-te, mai omoară-te, mai nu știu ce. Dar... uite-te și tu cum stă ăsta. Doamne, cât de clutch a fost. By the way, gen video pe care l-ați văzut ieri a fost filmat acum 4 ore. Iar acum eu filmez următorul, eu practic n-am dormit. E ora 10 dimineața aproape și eu încă n-am dormit și probabil nu o să dorm toată ziua. Deci e perfect cum trebuie să fie video ăsta, nu o să joc perfect. Nu o să fac nimic. Hai să... mi-e work aici. Ok. Fuck, dude. Ok, am o câtă energie îmi trebuie, 95. Ah, come on. No way. Ce divizie ai terminat? O să mai întrebăm ceva. Băiatul ăsta, la final o să-i zic că eu sunt Tengmai Fury. Și o să apare în următorul meu clip. Am terminat silver, dar puteam să ajung. Puteam să ajung platină, dar mă trage echipa în jos. Cel puțin platină, la un joc. E rău și când jos singur, că na. Cine se iei care pe prost. Corect aici. E greu că joci singur. Aia de plate. Aia de plate acolo. Greu că joci singur. Foarte greu.
foarte greu. Ok, are 24 farm. Ok, hai că trebuie să încep să farmez și eu puțin. Nu mai vreau să mai pară așa obvious că sunt smart. Vă dați seama dacă îmi face și flame, măcar cum e de râs. N-am găsit pe nimeni până acum să-mi facă flame, dar gen, nici n-am jucat cine știe, adică gen, n-am jucat bad, aia e. Vreau să joc oarecum bad, dar să-mi păstrez șansele să câștig. Mamă, credeți-mă, e mai greu decât pare. Adică să-i intezi, să trolezi, poți. Dar gen, pierdem și care ar mai fi fun dacă nu câștigăm, știi? Mamă, 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 cât de panicat, bă, joc. Psi. Ok. Bun, hai să încercăm să ne apropiem de sesul Vladimir ușor, ușor. Ok. What? Ok, aia a fost unlucky. What? Fuck. Oh, shit. Ok, hai să facem chestia asta aici, s-ar putea să iau niște kill-uri și nu o să mai conteze foarte mult CS-ul pe care l-am un minus. Holy fuck. Wow. Poate ce kill ești cool. Am avut noroc. Erau toți low. Ok, ok. M-a luat puțin valul, bă, dar au fost proști la faza aia, a fost... Ok, ok. We are safe, boys. Ok, am văzut unele comentarii, gen... Au fost persoane care nu s-au prins și mă simt oarecum dator să spun chestia asta. Toată chestia cu Diamond Undercover e o serie de la foarte mulți youtuberi, credeți-mă. Nu de la noi, bineînțeles. Dar... E o serie care se te facă doar să râzi cum reacționează cum reacționează unele. Holy fuck, ok, Vladimir e smurfing. Yeah, let's go. Ok. Cum reacționează unele persoane, cum gândesc, adică eu nu vreau să-mi bag joc de el, știi? Și nu vreau să-l trolez oarecum, încerc să mă păstrez oarecum even, dar am încercat eu așa să mă joc cam bad, dar cred că ar trebui să mă joc puțin serios. Puțin mai mult serios, pentru că am gen cam joacă Vladul ăsta. No joke. Uite ce CS am să mor. Ok. Ok, asta e bad, super bad. Vladimir cam joacă de binișor. Renekton cu Dark Harvest, coaie. Renekton cu fucking... Fucking... Ce? Stai, ce-a zis? Ce-a zis? E, cred că e concentrat acolo că vine la game. Oh, no. Oh, no. Nice, let's go. Ok, bun. Cu romul ăsta am câștigat mult. Fuck, trebuie să mă duc repede să iau CS. Să-mi revin repede. Hai că sunt ok, sunt ok. Sunt even. Ideea e că nu mai vreau să mai smurfez gen până minutul 20. Ați văzut ce s-a întâmplat în acel mes cu Yasuo. Dar practic video-ul a făcut cele mai multe vizualizări din seria asta. Probabil toată lumea l-a văzut. N-am luat cu Yasuo, de carry, gen s-a văzut clar că era în smurf. Nu mai vreau așa, dar hei, dacă mă joc prea prost, la un moment dat o să fiu ca un jucător de gold sau silver, gen, la greșeli mă refer, și nu o să mai pot să mai fac nimic la un moment dat. Opa, shit. Ok, asta, gen, căcaturile de genul ăsta ce se întâmplă așa annoying, o să dau vina pe oboseală, pentru că, da. Dar, hei, cu toții știi că sunt prost, deci, nu merge. Ia, hai să fac asta. Mamă, cred că l-o mor aici. Sunt curios dacă se intervează pe mine, că l-o mor. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. No.
Nu, 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 te rog, nu-l fida. Nu-l fida pe Vladimir. Atâta trebuie. Ok, să-i luăm niște CS de aici lui. Oh, trebuie lui CS. Ok. What? Nu! Nu, man! Hai că-l bați, îl bați. Ce-l... Cu salpat! Bă, tu mine îl bat. Nu, pe frate. Pe frate. Ce că-l bați, auzi? Nu, nu. Lasă, că tot e bine. Nu-i bine. Nu-i bine. Nu-i bine deloc. Să-ți iei mără. Ok. Aici info. E basic info. Chiar sunt curios dacă o să... Nu cred că o să pot crea de la final, nu? I mean... Da, nu mai vreau să mai zic chiar pe voice. Că, gen, aflat pe voice, toată lumea mea a zis, da, m-am prins, dar 90% habar n-aveau. Fuck! Okay. 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 Okay, baby. Okay. Okay. Ta-na-na. Ok, mi se încarcă gambledul, bun. E bine până acum. N-ai Sena? N-ai Sena? N-ai Sena? Da, trebuie să stau cu ăștia. Tu dai bed. Yeah. Știam că se vine tipul ăsta. Holy fuck, am ratat totul pe el. Ok. No, hey, am ratat tot și încă bat. Mai am și video trecut, dacă e broken. Să mergem bot lane, I guess, again. Bun, am luat puțin meciul în serios. Cum îți merge top? Să mai întrebăm și pe băiatul ăsta ce mai face. După că nu prea vorbește. Probabil în fight-uri să vorbească mai mult, adică când o să înceapă team fight-urile și chestii de genul. Până atunci... Bine, eu n-am treabă cu ăsta. Yeah. Trebuie să stau mult, cred că văd că Wallace a venit pe mine. Și nu dau recon. Vezi Vladimir? Ok, oh, Vladimir e aici. What? Ok. 2000 gold. Oh, să mă duc bază. Ci că n-am probleme și am murit. God. Dude. Omul ăsta trebuie să fie mimer. Ori face mișto de mine, ori... Oh boy. It's another level. A, bun, o să iau chestia asta și să-l am așa. De ce? Dacă l-am întrebat de ce. De ce și-a luat Dark Harvest? A zis ceva la început, că gen... A zis ceva la început, poate că începe să leg, dar... Știu exact. Dar asta cred că nu și-a luat intenționat. Gen, mi se pare că aici ceva în genul, gen, oh fuck. Ceva în genul ăsta.
Ok, folosit râul doar să ajung la el. Okay. Nu știu dacă mai am eu up, da. M-a trebuit. Kill-ul e kill. Îi pun ignite-ul super early pe Vladimir doar pentru a nu se heal-a. Atât de mult. Da. Ai zis că e ok. Vai, dar cât de nașpa sunt aia acolo pe botlane. Vai, dar cum mor ăștia. Mama, am 10-2. Op. I did it again, baby. Iar am făcut-o. Ok. Iar am făcut-o. No, iar am făcut-o. Oh, shit. Yeah. Iar am făcut-o. Nu știu, băieți, îmi pare rău, o să sune super arogant, dar vă jur că nu vreau să fie așa. Mamă, ce bine joacă Vladimir, wow. My God, ce bine joacă Vladimir, vorbesc serios. Dacă nu aș... Am avut noroc. Că m-au fedat ăștia. Așa, m-au legat. Perfect. Da, haterul, știu că să scrie. Oh, ca știu cum să scrie. Oh. E ok. Mai ajunge în tower și m-aș omoră. Cum mai mi-au zis unii. E prea obvious. So, nu știu. Gen, așa ce vreau să zic. Am zis că, bă, gen, nu vreau să sună arogant sau ceva, dar... Efectiv, nu pot să joc bad într-o divizie joasă, gen, mai pierd unele meciuri pe stream în divizie, gen gold, chestii de genul ăsta, gen gold, plat, dar, frate, unele le pierd gen cu troll și chestii, dar... Oh, uite! Hai! Upsi. What? Astea chiar nu l-au oprit, eu am crezut că o să-l oprească vei. Stai mă, cam și eu level 7 asta. Urmăresc profesor Akali, știi? Hehe. Ce venit dacă mai zici ceva? Man? Da, am auzit de youtuberul ăla. Ok, grazie. Da, ești așa tăcut de obicei. Sau, iar ai. Mau, cât trebuie să scriu. Nu sunt obișnuit să scriu în timp ce joc. Mă concentrez să te iei Mordecai Ver și dacă îl pudezi. Am văzut la cineva care juca Mordecai Ver și era singur pe meci. Așa e campionul. Așa încerc să ne-l pudezi. Ce ai luat dar? Ok, am murit și noi odată. Pentru că e super OP. Acum Dark Harvestul este foarte OP, mai ales pe damage-ul de la Renex, mi se pare foarte OP. Bă, omul e creier pe argumente. Interesant, ce pot să zic. Eu nu prea știu să farmez. Dar în rest sunt ok cu kill-urile. Mamă, cred că aia cred că am trollat dacă am scris kill-urile.
Cred că am trollat. Sper că nu se lăsa. Sper că nu se lăsa. Nu prea contează farmă, contează să ai kill-uri cât de multe. Moment. Mamă, bine că nu s-a uitat pe mine. Mamă, bine că nu s-a uitat pe mine. Fața asta a fost de clip, băieți. De clip a fost faza asta. Are, pot să iau și asta? No, no? Regen? Alo? No? No? Ok. Ok. Înțeles. Bun, hai să mergem duple. Oh, shit. Ok. Bun, hai să punem pe altă linie. Eu zic că video ăsta e super Caterinca. Adică e Caterinca în modul în care poate că n-am râs eu ca disperatul. Uite. Tu chiar m-ai băgat în râul. Hai că mă bag eu peste el. Bravo. Te-ai băgat. Bine. Ok. Oh, shit. No way. What the fuck, guys? Ok. Oh, hey. Shit, n-ai văzut nimic? Sper că nu te-ai prins. N-am făcut nimic impresionant, dar că sunt fidat foarte tare. Come on. Vladimir e... Okay, Vladimir e... Wow. Super bun jucător. Vorbim serios. Dacă pentru divizia asta... Gol de lor. Super bun jucător, Vladimir. Vreau ca campion atât de boosted încât nu-mi dau seama dar de jucători. Să eu zic că e super bun. Cât a trecut un video, băi, 22 de minute. Bă, sper că ați dat și pe câte un like. Eu sper că vă place. Încerc să fac oarecum astea mult mai diferite. Înțeleg că prima dată am reușit să vorbesc cu ei pe voi și chestii, dar nu prea mai merge așa lumea să prinde de Clownfish. Nu am găsit alt program să mă satisfacă, să zic așa. Dar dacă știți voi programe de modificare a vocii ca lumea, lăsați-mi în comentarii. Bine. Îmi face el bait. Să mă întorc înapoi, să vin contra. Ok. Hai, hai și bine. Nice. Ok, am 2800 de gold, hai să mă duc bază. E de vreo mai mare decât mine. Ce? Ăla probabil se va uită de cineva care e 1-11. Dar nu, e 2-11. Ok, s-a întâmplat ceva pe chat. Ce zici de noul sezon? Ok, se întâmplă de noul sezon, ce pare de ar. Băiatul ăsta. Nu știu ce să zic, mi se pare și așa și așa. Adică gen cu mapa o să fie mai urât că ne-am obișnuit cu aia veche. Deocamdată. Forță pe logică. Genial. Ghici super citat.
Ah, ok. N-a semnat asta. Ba, nu știu. Adică gen... Am jucat de pro și am început să iau kill-uri random, nu știu dacă ați văzut. Păi, dar chiar n-a fost vina mea acum. Ok. Ok. Este la câștigat. Îți dau honor că ai jucat bine, ai făcut kill-uri. By the way. Eu sunt Fury, frate. Sper, sper că vede. Faci mișto de mine? Apari în... Ai, oricum n-ai cum să fii tu. ...meu video. Mamă, ce bine. Când? Mâine. Ai, cred că faci mișto de mine. Nu, frate. Mâine. Nu am microfon acum. Hai te intru să... Cum ai pe YouTube? Tram. Ce că cum ai pe YouTube? Și gen, el e pe Discord-ul meu și m-a recunoscut și pe aia cu aia pe YouTube, cred că... Oh, shit. Bine, o să fiu atent pe... Doamna. Ăsta ești tu, Take, Take My Fury? O să-l opresc că e cringe. O să mă pun pe but. Deci fiți atenți, omul în prima față m-a recunoscut. Să mor tu? Tu ești ăsta? Ăsta, nu, să mor tu că ești o furinare. Cum să fie, cum aveai pe, gen. Oh my god. Aici e mai cringe decât mă așteptam. Gen, mă așteptam să zic că, da, sigur că, gen, știu că mă știe, pentru că, gen, așa am făcut și cu restul, i-am căutat pe serverul meu de Discord să văd dacă sunt și acolo, pentru că dacă sunt acolo, mă știu, automat, adică e logic. cred că, adică, gen, singurul care îmi vine în minte, lăsați-mi voi părerea voastră în comentarii, alături de un program de editat vocea, vă rog eu, așa. Cred că e vreodată în situațiile alea cringe în care vă... Știți, ați fost vreodată emoționați de prezența cuiva și începea să spuneți numai prostii? Adică, nu știu de ce ai fi emoționat, adică eu fac ceva normal, să stau să vorbesc cu voi, dar gen, na, cum, I don't know, pentru mine ar fi mare lucru să, I don't know, uite, să mă joc și să-l întâlnesc pe Codrin, da? Poate că așa e și pentru el, pentru eu, adică mă gândesc, până aia, din comparația nu se pune, dar ați înțeles voi la ce vreau să ajung. Mamă, și devenise foarte cringe. Stai așa, mamă, scuze, intru imediat pe Discord. A venit mama. Pula, nu știu ce se face, puteam să zic. Bun. Ai zi cringe. Săracul băiat, copil, nu știu, gen, era la modul, să mor tu ești, stai, cum ai pe YouTube? Și după aia, gen, eu nu i-am zis nimic, ăsta e, adică gen, mă știa, nu știe, mamă, cât de cringe era, că nu știa cum să reacționeze, oh my god. Dar oricum. O să ies după contul ăsta de Discord, o să intru pe celălalt, o să-i dau mesaj, toate bune, o să-i zic că o să apară în următorul clip oficial. Mersi că a stat aici cu mine, nu știu dacă ai și cel mai așteptat clip pentru voi, eu am încercat să fac ceva puțin mai diferit, eu zic că mi-a ieșit, într-o oarecare măsură video a ieșit oarecum cum am vrut eu, îmi pare rău de acest băiat... A fost super cringe, m-am simțit super cringe la final, că gen știam cum e să fii, adică gen eram super emoționat, eram când eram mic, mic mă refer, nu știu, 10 ani, 10-8 ani, eram un copil de la super emotiv, gen
știi, adică aveam rușine de orice. Deci dacă se uitau simultan mai mult de două persoane la mine, înroșeam. Știi? Genul de copil eram. Și, mamă, știu cum e să spui, să te, gen, să simți obrajii că îți, cum să zic, că ți încălzesc, știi? Simți așa o tensiune în cap, începe să fie odată totul cald și spui numai prostii pe gură care n-au sens. Wow, știu. Și mi s-a, m-a făcut să retrez momentul ăla. Cam ăsta a fost video, băi. Sper eu că v-a plăcut. Eu am încercat să-l fac cât mai entertainment, dar nu bat un joc de băiat, pentru că până la urmă este subscriberul meu, doar a fost ceva la Caterinca și probabil și el o să înțeleagă asta, cum am înțeles și ceilalți care am făcut clipul ăsta. Din seria asta, dacă, de exemplu, o susțineți și iar facem o grămadă de like-uri și chestii, chiar dacă nu facem și la câțiva vă place chestia asta, o să mai fac oricum, dar ar fi frumos să dați și voi acolo un comentariu și un like, bineînțeles, la acest clip. Și nu vă aștepta să iasă prea des clipuri din seria asta, ok? Adică chiar nu vă aștepta să iasă prea des, pentru că dacă fac, de exemplu, zic, fac o dată pe săptămână clipul ăsta, toată lumea o să se aștepte o dată pe săptămână să intre Gică Spancioc de pe Discord să-i întrebe, salut, ne jucăm, știi? Adică oare cine e? Wow, știi? Și e super greu. Ideea e că voi vedeți că eu am multe smurf account-uri, da? Conturi de foarte mult timp, de la toți colegii, de la toți, câte am. Dar nu am chiar așa multe. Aproape cu toate am jucat pe stream. Ok? De exemplu, am câteva conturi care am jucat pe stream acum vreo 3 luni. Încă sunt acolo, n-am jucat nici dracu pe ele. N-ai cine să intre pe ele. Aș putea cu alea peste o lună sau două să joc, pentru că lumea o să uite. Dar dacă mă joc, dacă gen intru, cum ar fi fost contul de pe Rusia pe care joc acum să fie pe UNE, să intru cu ăla să jucăm, nu știa deja, adică dacă mă urmărea știa deja. Trebuie să treacă timp ca să fac genul ăsta de clipuri. Dar sper eu să vă placă. Vă pup, sorry că a fost outro atât de lung, dar e deja ora 10, acum se face și oficial începe premiera la clipul meu cu Akali, pe care voi oricum l-ați văzut ieri. Și de obicei eu când nu dorm vorbesc foarte mult. Gata, am terminat vizionul. Pa, 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 pa.